Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou Cox Vlog, viețile mele! Suntem într-o rampă de scărcare, după cum ați văzut vlogul precedent. Tu luați acolo acolo ne aflăm. Acum, stând în rampă și analizând faptul că noi acum trebuie să ieșim pe poarta aia, vedeți voi? Uite cum facem, ce ai, bă, cum facem? Și pe poarta aia, plecând de aici cu stânga maxim, această călătreață de microbus, 3 tone jumate, se va face praf din cauza faptului că acea ușă o va lua după ea. Pentru că, virând foarte, foarte, foarte brusc, aici va ajunge ușa din spate, la vagon. Noi cum procedăm? Facem așa, punem GoPro-ul pe cap, deoarece așa se face, și pornim. După ce pornim, luăm cu stânga, dar nu maxim și nu către colo. Luăm cu stânga și ieșim în față, da? Luăm cu dreapta și ne ducem în față, viața mea. Ca să evităm un accident, o catastrofă. Ăsta e niște sfaturi, viața mea, de luat în calcul, man. Înțelegi? Uite că și regele șoferilor, lăsând la, lăsând la o parte faptul că vrea să atragă la atenția, spunând că el e rege, el e șef la ban, la femei, la alta Anglia, știe să învețe oamenii cât uși de cât câte ceva. Dar meseria se fură. Așa că trebuie să mă urmărești zilnic în cazul în care vrei să înveți câte ceva, da? Pentru că eu fac vloguri zilnice postate la ora 4 dimineața. Acum, în momentul de față virăm așa un pic către stânga și ne oprim. Ăsta nu. Și mergem jos, cât uși de cât, să închidem ușile și să luăm sigiliul, să punem sigiliul, da. Sigiliul ăla altul, unde e? Ăsta e, mă. Ăsta o fi. Da, un 95, ăsta e 96. Acum frigul e oprit. Nu uitați să dați drumul la suspensie, vedeți? Eu ridicam un pic din suspensie ca să descărcăm cât uși de cât. Și voi să nu uitați să o lăsați jos. Încărcarăm niște gunoaie, nu atât de multe. Zise colegul ăla că le ia el toate, dar nu le lua. Păcatul lui să fie, pentru că dacă le lua el toate, eu nu mai puneam la rampă vagonul. Îl lăsam undeva în parcare, îl luau băieții și îl încărcau direct, știi? Mai lăsa și mie vreo 10 căruțuri, că e fulene să le încarce. Dar nu-i stres, că datoria mea e să iau și eu retururi. Nu numai el. Înțelegi? Acum avem vreo 60 de km până în firmă și probabil ne va aștepta o colectare. Pentru că așa este regula, să faci o descărcare dimineața la prima oră, care o poți face cu liftul sau la rampă, și o colectare, adică o încărcare din câmp. De obicei, noi încărcăm, descărcăm în câmp pe la ferme care fac salată. Uite ce hârcioc, man. Fain hârciocul ăsta, vezi? Ăsta e bun de bătăi și de scandaluri. Hârcioc, da? Bun. Acum, dacă astea au fost puse, ne urcăm în cabină. Așa. După care ne dezbrăcăm. Tovarășul nostru ce ne întreabă? Depart. Confirm că pleci. Și el îl spune acum. Unde te duci? Unde te duci? Fii atent. El te trimite singur, viața mea, singur. Te trimite unde să ajungi tu, fii atent. Ca să vezi așa biblioteca lui Stalin. Dar dacă ați văzut vlogul anterior, când eu v-am prezentat biblioteca lui Stalin, ar fi trebuit să știți cât uși de cât cum se folosește această bibliotecă a lui Stalin. Copilul has been detected în locul. Probabil nu e scos la drum. După ce îl scoatem la drum, o să-și revină, permiteți, și o să-și vadă de treaba lui. Punem centura, știi? Oprim asta, că nu-mi luă imaginea de pe
E, man, acum mergem înapoi. Lăsăm rancă pe această remorcă și ne vedem de treburile noastre, frate. Fă o scărcare relativ ușoară, pentru că nu folosești liftul. Când nu folosești liftul, depinde și câți paleți ai înăuntru. Cu cât ai mai mulți paleți, cu atâta muncești mai mult, împingi la ei. Practic aia faci. Dacă coboră ușor, fură câțiva grei care aproape că se îmbordau, niște toate nebunile posibile, de la flori, rafturi cu flori, până la cartofi, carne și toate nebunile posibile. Marfă pe două nivele de temperatură, de obicei așa e la noi, și acum precis mă trimite să încarc, după ce las vagonul salam. Așa că nu mai e frică de nimic din cauza faptului că descoperi biblioteca lui Stalin. Ăsta știe tot. Ești monitorizat în timp real, te trimite exact în poarta locului de unde tu încarci și n-ai stres. E mișto rău tot. Eu stins aici GPS-ul pentru că ăsta mai rău mă bâze, mai rău mă bruiază, știi? Și îl urmăresc pe Jupân. Jupân de Jupân, care e mare stăpân. Confirmă când ajung că ăștia o să dureze un pic până îmi caut altă încărcare, alt job. Mă duc și le spun că am terminat jobul ăsta și eu să zic că ai nevoie de pauză și o să zic că mă pun și mănânc până îmi căutați de jobul și după aia mă întorc, bine? Și zic că ok, perfect, perfect, așa zic. Doar nu-i prima oară când fac așa. Aveți mare grijă la sensurile astea pentru că bordurile astea nici măcar nu sunt teșite, sunt mari, grosolane și foarte, foarte lățoase. Și dai într-una din aia și poate că tai cauciucul. Dacă tai cauciucul, în principiu este vina ta pentru că nu ai condus încet, ai condus prea tare sau nu știu ce ai făcut. Îți bagă motiv. Dar nu cred că o să plătești un cauciuc. Of. Mi-e că mă trec cu colegul ăla înainte aici și îmi spusă, bă, nu faci așa că au mai rupt băieții poarta aici, fă așa, știi? Și într-o oarecare măsură e bine să dai jos să întrebi. Pentru că ești pe teren minat, nu știi cum să treabă acolo, știi? Și decât să fii tu ăla care o sfeclește, hai dai jos și întrebi, salut, cum de treabă aici, uite așa, așa. Și eu povesti, fac așa, nu faci așa că rup poarta. Da, că am mai rupt alții. Da. Păi și cum se fac? Fă așa, știi? Și în două, trei vorbe mă învăță omul ceva. De la fiecare om aici învățat, eu v-am pozit niște treburi, viața mea. Da, păi cum să nu? Uite așa că fiecare om are o experiență de viață diferită față de a ta. Și ce te învață viața, nu te învață nimeni. Amin. Cui a plăcut replica asta, să scrie amin în comentarii, fra, ce ai? Asta e replică grea. Replică grea. Bă, man, așa de bine mă simt de când merg la muncă, fra. Nu vă vine să credeți, m-am rupt așa. M-am rupt, eram, știi? M-am deconectat de tot, de tot, toată răutatea cu care interacționam. Vezi, dacă faci online, interacționezi cu omul. Și mai ales când faci live-uri, când faci, știi? Interacționezi cu omul și când interacționezi cu omul, te încarcă cu ură. Dacă stai timpul cu capul în telefon și deci comentarii, sunt oameni care te apreciază, știi? Și te încarcă cu bunătatea lor și se apreciază munca și îți bagă like și înțelegi, sunt oameni ca... dar sunt și oameni boring, oameni din aia, oameni triști din aia care nu au perisa de valori, aceleași valori cum le are un om normal, știi? Și oamenii ăștia sunt dăunători pentru buna dispoziția ta, dar la un moment dat te deprinzi. Trebuie să ai și o altfel de viață în afară de viața de online, că dacă nu ai o altfel de viață în afară de viața de online, începe ca viața de online să devină viața ta. Și e rău. Devine frustrant. Devine frustrant că nu te mai deconectezi. Vrei mai multe vizualizări, vrei mai mulți abonați. Și așa nu te mai deconectezi și începi să o dai în alte măgării pentru vizualizări și eu mai știu ce. Tot felul de rahaturi. Înțelegi? Asta e bine. Uite cum am dus la muncă, vă spun drept. E bine. Mă simt bine. Îmi depun energia. Vă mai și fac vloguri, e bine, nu e așa rău, cum să nu fie, uite așa. Chiar dacă transpir și muncești cu timpul, abia se deschide sala,
Să mă duc la sală? Să mă duc la sală puternic, rău de tot, să mă bag în jacuzzi, să stau la saună acolo. Să bag când saună uscată, când saună umedă, când pac. Și fii atent că ăsta mă duce în așa fel încât să vendeai depozitul de la Runcorn. E tare deștept biblioteca lui Stalin. Înțelegi? Nu te duci să pe partea aia unde plăteai drumul. Eu am impresia că are traseele setate. Știe cum se ia traseele. Sunt făcute de ei traseele. Înțelegi? Când te duci acolo, pe acolo trebuie să mergi, te duci pe acolo, trebuie să mergi. Acum te duci încoace, te ține până la cap, până dai în M6. Și când dai în M6, după aceea te duci în sus pe M6 și ești la ieșirea 26 și te-ai dus la alta și la revedere. Nu? Pe mine Ioana mă scotea dincolo de podul de Runcorn, mă scotea și mă ducea pe gol, dădeam în podul acolo. Acolo îi se părea ei mai cu manevră. Dădeam în podul ăla și îmi lua și la 9 lire. Înțelegi? Mișto e la asta că nu te plictisești. Pe fiecare zi faci ceva diferit. Făcând ceva plictisitor, te plictisește. Nici nu ai varietate. Dacă ai varietate, tu creezi varietate pentru om. Știi? Înțelegi? Gândești diferit. Dacă faci același job zilnic, nu ți apare nimic nou, nu ai despre ce să povestești altceva, știi? Și începi să devii plictisitor. Pentru că aceeași autostradă, aceeași autostradă. Pe când în jobul ăsta poți să faci mai multe. Eu nu cred că o să mai aleg joburi de alea fixe. Nu cred că o să mai aleg joburi de alea fixe. Poate o să mai bag câte o cursă pe weekend dacă mi se pare mie bun prețul. Dar joburi de alea fixe nu sunt. Statornice din alea care merg în același loc, nu. Nu o să mai bag. Nu o să mai bag că eu vreau să ajung mai departe cu YouTube-ul ăsta. Eu vreau să fac 100.000 de capă la anul, așa că pace și dă-i ea până la podea. Dați-mi like, dăm like, Doamne, și distribuiți să fac și 100.000 de ca. Dați-mi like, viețile mele. Dați-mi like, să fiu și eu fericit. Uite ce de faci pe când, mă. Da. Ca să ai un cox fericit, trebuie să-i dați un like, viața mea. Vlogul o să apară în fiecare dimineață la ora 5. Pentru că atunci e cel mai bine, dimineața la cafea, când ești morocănis, așa, pui un vlog cu mine, mă mai auzi cum mă mai vait, cum mă schelălăi, ce mai dau, despre ce probleme mai vorbesc, despre ce mi se mai întâmplă cu viața mea, despre cum mă transpir la ovare sau răcesc, știi? Și cam atât am vrut să vă spun și în vlogul ăsta viețile mele, în cazul în care considerați că merită, bine și voi butonul de like, să faci noi 1000 de like-uri ca în vremurile bune, pentru că uite că vremurile bune parcă au apus, nu mai facem 1000 de like-uri de nicio culoare. Și până data viitoare vă spun tot respectul, aveți grijă de voi, nu consumați droguri, nu consumați, eu m-am luat și de țigări inclusiv, de băut n-am mai băut că m-am îngrășat de o săptămână și ceva, mai beam câte o bere așa, de oricum nu eram o fire agresivă când beam câte 2-3 beri, înțelegeți, tot băiat fain eram și în rest vă spun că multă pace și cu cel mai mare ok. Nu uitați să-mi băgați mie un follow pe Insta, să fac și eu 10.000 de ca și un follow pe pagina Adrian Cox în cazul în care vreți să vezi ce fac și pe acolo și să mă urmăriți la story, că postez story zilnice și inclusiv pe TikTok aveți în descriere tot ceea ce vreți. Vă pupă fratele vostru și vă urez un ok și cea mai mare pace! GoPro Stop Recording!